Lino Golden, lovit de tramvai. BMW-ul a fost grav avariat, iar cântărețul a ajuns la spital. Lino Golden a fost avariat joi dimineață. Mașina cântărețului s-a ciocnit cu un tramvai în zona șoseaua antiaeriană șoseaua Alexandriei, în București, fostul protejat al lui Alex Vele având nevoie de îngrijiri medicale. Bolidul cântărețului, un BMW seria 4 cupe, a fost serios și fonat în dimineața de joi, Lino Golden, deplasându-se în zona rondului antiaeriană. Nu a acordat prioritate unui tramvai, producându-se o ciocnire serioasă. Autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru a face cercetări, iar cântărețul a fost conștient și cooperant, el fiind singura victimă conducătorul BMW-ului seria 4 Cupe, în persoana lui Lino Golden, a fost transportat la Spitalul Universitar pentru Investigații, iar acesta a făcut publică și o fotografie pe pagina lui de Instagram, din ambulanță, în care își anunța urmăritorii că starea lui de sănătate este una bună. Lino Golden și fonat după ciocnirea cu tramvaiul printre persoanele pasagere din tramvai nu au fost găsite victime, Lino Golden fiind singura persoană rănită serios, însă coliziunea se va transforma într-un accident cu victime și se va întocmi dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Totodată, bolidul cântărețului era proaspăt colantat, însă acum Lino Golden probabil că va trebui să investească serios pentru refacerea autoturismului.